Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Legal 100%. Violența în familie este fenomenul odios pe care România se pare că nu reușește să-l stârpească. Femei, copii, bătrâni, chiar și bărbați devin zilnic victime ale abuzurilor psihice și violenței în țara noastră, de cele mai multe ori pericolul venind chiar de la cei care ar trebui să le ofere protecție. Conform rapoartelor Ministerului Afacerilor Interne, anul trecut în România până în luna noiembrie au fost eliberate peste 7800 de ordine de protecție. Multe nu au fost respectate, astfel că persoanele vulnerabile au fost bătute sau ucise chiar în sânul familiei. Îngrijorător e puțin spus. Discutăm așadar astăzi despre violența domestică împreună cu invitatul meu, alături de noi, domnul avocat Cuculis Adrian. Bună ziua! Vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Bună ziua! Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule avocat, întotdeauna statisticile sunt înfiorătoare și ele nici măcar nu reliefează adevărata situație, pentru că, așa cum știm foarte bine, mentalitatea încă a rămas acolo, în zona în care nu arătăm cu degetul, nu ne spunem problemele, bătaia e ruptă din rai, am mai auzit în ultima perioadă și așa mai departe. Vreau să începem cumva paradoxal cu o concluzie a cazurilor pe care dumneavoastră le-ați avut sub aripă, să spunem așa. Cum ne situăm în acest moment din punct de vedere al acestor cazuri așadar? Bun, bătaia nu este ruptă din rai și nu mi-aduc aminte zone sau situații, ori cazuri unde bătaia să fie ajutată în vreun fel. Că vorbim despre violența îndreptată împotriva copiilor, care tot violență în familie este, că vorbim despre violența îndreptată împotriva femeilor, pe care o vedem din ce în ce mai des. Nu înțeleg de ce, când ar trebui să tindem spre a ne civiliza, spre a coborâ Dumnezeului din copac și a înceta cu lucrurile astea. Și sigur că vedem violență în principal în jurul nostru, în trafic, la ghișee, între persoane pe stradă. Dar limitându-ne la subiectul discuției noastre de astăzi, aș începe cu o concluzie și ulterior dezvoltăm concluzia aceasta. Este clar că doar acest ordin de protecție, care el a fost modificat în decursul timpului, se pare că nu mai este suficient, ci se cheamă dintr-o dată la masa aceasta tăcută a victimelor violenței în familie necesitatea implementării într-un final din resursele mai multe sau mai puține ale statului a celor brățări electronice pe care noi le așteptăm de prin 2013. Vă fac o confidență, în 2013 chiar mama mea a obținut primul arestat la domiciliu, prima hotărâre de arestare a unei persoane la domiciliu și îmi aduc aminte la vremea respectivă că toată presa se întreba cum o să fie supravegheată această persoană. E bine, au trecut din 2013 pe de-o parte că 9 ani de zile, dar pe de altă parte am tot așteptat și ne-am uitat așa lung către acele brățări de securitate, de siguranță, până la urmă niște ancore pentru cei care primeau fie arest la domiciliu, fie chiar această chestiune cu ordinul de protecție, pentru că tu degeaba emiți un ordin de protecție și aici vreau să vă spun că avem mari probleme cu ordinul de protecție, pentru că el este limitat strict la violența în familie, violența între concubini, violența între persoanele căsătorite, violența între cei care locuiesc de mai mult timp împreună în aceeași casă. Dar, spre exemplu, dacă dai de un hărțuitor, de o persoană care pur și simplu este violentă cu tine și este vecinul tău de stradă sau de bloc sau indiferent unde stai, nu poți să optezi pentru ordinul de protecție, deși din punctul meu de vedere ar trebui să există o extindere a legislației și către această zonă. Întorcându-ne puțin la aceste brățări și la faptul că ați spus 7000 și ceva de ordine de protecție, minunat, și avem 7000 și ceva de polițiști care pot sta în permanență după persoana care primește interdicția de a se apropia de o altă persoană, eu opinez că nu. Opinez că avem nevoie de niște măsuri simpliste, niște măsuri electronice care să le asigure pe victime că în cele din urmă nu se transformă din victime, să spunem așa, ale violenței, niște victime ale violenței în familie care se transformă în niște persoane care urmează să nu mai fie pe acest pământ din cauza acelor, să spunem, lovituri, înjunghieri, pentru că au fost tot felul de situații. Mi-am aminte de un caz de anul trecut unde victima primise ordinul de protecție, soțul stătea la etajul 1 și ea la parter și într-o săptămână i-a suprimat viața.
Deci toate lucrurile acestea nu merg așa doar prin emiterea unei hârtii, pentru că un agresor sau o persoană care are realmente probleme de natură, poate chiar psihiatrică, nu poate fi în niciun caz oprită doar pe baza unei hârtii aduse la cunoștință. Dacă ea are o rezoluție infracțională că vrea să-i suprime viața persoanei pe care și-a pus-o în cap, e bine, acelor din de protecție nu o oprește. Vreau să le spun tuturor că ordinul de protecție nu vizează în principal doar violența asta fizică, pune mâna pe victimă, o lovește, o zgârie, o bate sau cine știe ce îi mai face. Inclusiv violența psihologică face obiectul emiterii unui ordin de protecție. Dacă există, să spunem așa, o tortură psihologică prelungită, se poate apela la acest ordin. Și important este să știe toată lumea că ordinul de protecție durează 5 zile. 5 zile ordinul de protecție emis de către polițist pe loc. Polițistul poate să emită ordinul de protecție chiar și cu refuzul victimei, pentru că de foarte multe ori, și aici sigur mă refer la doamne, refuză cumva să-și denunțe concubinii, soții și așa mai departe, chiar dacă se vede pe chipurile și pe trupurile lor că au fost victime ale abuzului în familie. Copiii și în legătură cu copiii sunt situații puțin diferite. Aici avem asistența care se ocupă de protecția copilului, protecția copilului, DGASPC-ul, avem telefonul copilului aflat în subordinea avocatului poporului. Deci sunt mai multe pârghii. În schimb, la violența în familie, în ceea ce privește persoanele adulte, avem acest ordin de protecție care după 5 zile, bineînțeles, trebuie să mergi în instanța de judecată, să dovedești că ordinul este necesar pe o perioadă mai lungă. Și vreau să le atrag atenția celor care sunt violenți acasă, că pot fi evacuați chiar din propria lor locuință, chiar dacă sunt proprietari acolo. Și bineînțeles că violența în familie poate să ducă pe mai departe la repercusiuni penale, poți să fii decăzut din dreptul de a fi părinte și multe altele, daune morale, materiale și așa mai departe. Domnule avocat, vă propun să le luăm puțin pe rând. Mă bucur că ați subliniat asupra faptului că există mai multe tipuri de violență, fiecare cu regimul juridic propriu, pentru că iarăși ne-am obișnuit să credem că doar violența fizică este numită violență. Așadar, am făcut aceste precizări. În același timp, tocmai din considerentele pe care dumneavoastră le-ați menționat, foarte multe dintre victimele violenței domestice nu fac demersuri de frică. Valabilitatea actului, ordinului de protecție este de 5 zile, spuneați de următoarele demersuri în instanța de judecată pentru a demonstra necesitatea prelungirii lui, dar în această perioadă, dacă nu există organul care să verifice în permanență, victima trăiește într-o permanentă frică și, Doamne ferește, ajunge până la urmă într-o situație mult mai dificilă. La un moment dat, Camera Deputaților, dacă nu mă înșel, adoptase un proiect de lege care înlătura cumva posibilitatea împăcării părților, adică da, răspunderea penală trebuia să existe chiar dacă părțile se împăcau, fiindcă tot din cauza fricii, victimele violenței domestice ajung să-și retragă plângerile. Așa este. Există lege, de fapt, a fost modificat codul penal, pentru că pe violența în familie, să înțelegem puțin, înseamnă orice, plecând de la loviri și alte violențe, vătămare corporală și terminând cu cea mai gravă infracțiune din codul penal, omorul, sau mă rog, omorul calificat în funcție de situație. Și vă pot da inclusiv un hint, un insight, ca să spun așa. Chiar ieri am preluat dosarul de aici, de la Giurgiu, unde cred că toată lumea știe deja, doamna aceea omorâtă cu mai multe lovituri de cuțit, vreo 15 la număr, iar soțul lăsat liber după ce a comis o crimă îngrozitoare din, să spunem așa, eroarea unor procurori. Deci, practic, se întâmplă și erori judiciare foarte multe, dar avem nevoie și de sprijinul acesta tehnic, pentru că fără sprijinul tehnic, legea rămâne doar un instrument care cumva rămâne la rândul lui, la latitudinea persoanei care primește ordinul de protecție să se abțină, să săvârșească acele fapte, ca și cum îi atrage așa atenția, îi arăți cu degetul. Dacă nu, el poate să facă oricum ce vrea, pentru că nu există cale de coerciție mai puternică. Pe partea cealaltă, avem proiectul de lege trecut, este lege deja de anul trecut, dacă nu mă înșel, de prin primăvară, deci are deja vreun an de zile.
Este adevărat că pe violența domestică nu te mai poți împăca, ai depus plângerea, te duci cu ea până la capăt, doar în ipoteza în care consideră procurorul că ar trebui să intervină o renunțare la urmărirea penală sau instanța, o renunțare la aplicarea pedepsei, doar atunci mai poți scăpa. Dacă nu, tu, agresor, ești cercetat, chiar dacă victima spune ok, ne-am împăcat, vrem să ne retragem. Și vă spun și de ce a fost luată această decizie în expunerea de motive. Pe baza unor analize făcute de către psihologi, psihiatri și așa mai departe, odată ce ai un comportament violent în familie, tu nu te oprești mâine. Adică tu nu te oprești după ce ai dat un pumn sau o palmă. Astea sunt mituri, sunt povești. Dacă tendința ta ca individ este să-ți bați familia, soția, copiii, rudele și așa mai departe, tu nu te oprești de prima dată. Și atunci este clar că tu trebuie să fii cercetat, pedepsit și așa mai departe, doar că, vedeți, multe dintre aceste abuzuri sunt posibile prin etilism, da, în mod excesiv, prin abuzul de substanțe interzise, alcool, cum am menționat, sau, mă rog, alte asemenea. Lipsa de educație pe partea cealaltă duce de cele mai multe ori la neînțelegerea obligațiilor civile pe care le au unii și alții. V-aș atrage atenția cu privire la anumite etnii din țara noastră care în continuare consideră că actul sexual cu un minor, da, sub 16 ani face parte din tradiția lor, lucru care este interzis de către legislația penală. Nu poți să-l faci, orice ți-ar spune ție tradiția. Locuiești și trebuie să respecti regulile din țara în care locuiești. Și atunci toate lucrurile astea care țin de mentalități, cum ați spus la începutul dezbaterii noastre, și de educație în același timp, oameni care nu au niciun fel de școală, sunt analfabeți sau unii analfabeți funcțional, nu pot înțelege de fapt care sunt limitele legii penale și au senzația că dacă la un sat, pentru că și acolo fenomenul este unul foarte, foarte crescut, e practic pe primul loc violența domestică la sate, dar violența domestică care nu este sesizată pe mai departe către organele de poliție, evident că nici nu ai cum să scazi fenomenul, ci din contră el persistă și crește. Domnule avocat, pentru că făceați referire la abuzator și cumva se consideră că un astfel de comportament agresiv ar fi repetitiv, credeți că ar fi mai de folos ca instanța să îl oblige la consiliere psihologică, la urmarea unui tratament psihiatric, mai degrabă decât la o sancțiune penală, de exemplu? Ar fi mai de folos să se trateze astfel agresorul decât să iasă până la urmă și, nu știu, din închisoare, dacă ajunge acolo, sau să nu mai răspundă și să o ia de la capăt? Măsuri asiguratorii există, bineînțeles, cum este internarea într-un centru de specialitate sau obligarea la efectuarea unui tratament sau consilierea psihologică sau consilierea psihiatrică. Deci toate pârghile astea există, pentru că nu putem să spunem că atunci când ești violent, tu nu ai o problemă de fapt cu tine, cu interiorul tău și care trebuie depistată și cumva, dacă se poate, să fie eradicată. Există asemenea situații, se fac, bineînțeles, rapoarte de anchetă socială și în baza lor, în baza evaluării, bineînțeles că instanța poate să stabilească o asemenea măsură. Exact ca în cazul celor care comit infracțiuni împotriva libertății sexuale. Este clar că tu, dacă lași o asemenea persoană în libertate, și te putem referi, pentru că inclusiv în cadrul familiei violența de natură sexuală există și ea face parte tot din categoria asta a violențelor. Și da, vreau să vă spun că până în 1990, spre exemplu, în America, nu exista conceptul de viol când venea vorba despre soț și soție. Ei bine, la noi există de multă vreme și așa este normal să existe peste tot, pentru că chiar dacă există o relație de concubinaj, de căsătorie și așa mai departe, libertatea sexuală este o chestiune care ține de la un moment la altul și nu poate fi ceva prezumat. Și atunci, inclusiv lucrurile acestea trebuie tranșate de către instanțe, nu doar din punct de vedere coercitiv, ok, luăm un om, îl băgăm în închisoare, pentru că el o să iasă după ceva timp și o să facă exact același lucru, fie că vorbim de violență domestică, sexuală, verbală, orice tip. Revenind la ordinul de protecție, cine îl poate cere? Doar victima? Se mai întâmplă de multe ori să fie și vecinii, de exemplu, martori, da, la astfel de situații și să încerce să găsească o soluție.
Vă spuneam mai devreme că atunci când este sesizată poliția, indiferent cine o sesizează, poate că vecinii pentru că aud zgomote, cinic mi se pare că, și am auzit treaba asta de multe ori, am sunat la poliție pentru că mă deranja că o bătea pe soția lui. Adică treaba asta am auzit-o atâtea ori și cred că vă este atât de cunoscută încât nu trebuie să o mai dezvolt. Indiferent din ce motiv ai sunat la poliție, poți să faci lucrul ăsta ca simplu trecător pe stradă sau locatar sau, eu știu, poștaș, indiferent ce calitate ai. Și spuneam că ordinul de protecție poate fi emis chiar și fără acordul victimei. Deci asta prezumă faptul că și un polițist, dacă trece pe stradă și aude scandal, poate să vină acolo, să bată la ușă și să vadă despre ce e vorba. Iar acest ordin de protecție victima îl poate cere, de exemplu, și pentru copilul său în același, adică procedural, pe același segment? Se extinde în mod obligatoriu, pentru că dacă tu comiți asemenea fapte în familie, vă spuneam mai devreme că violența nu trebuie să fie neapărat una fizică. Tu, dacă te comporți urât, aduci injurii, ai crezi o tensiune în familie, o abuzezi pe soție și poate chiar și pe copil din punct de vedere emoțional, bineînțeles că ordinul de protecție trebuie să fie emis și cu privire la copil, trebuie să fie evacuat din casă dacă este cazul și ești un pericol real. Și să nu uităm totuși că noi avem prea puține hotărâri prin care abuzatorii aceștia sunt obligați de către instanțe să plătească daune colosale. Și legea trebuie modificată. O procedură urgentă, scurtă, în câteva termene, obligat să plătești sume considerabile și atunci sunt sigur că lucrurile s-ar mai tempera. De câte ori se poate cere emiterea unui ordin de protecție față de aceeași persoană? De câte ori se impune, bineînțeles. Dar, spre exemplu, dacă tu suni la poliție și vine polițistul, se emite ordinul de protecție, iar instanța de judecată ulterior constată că nu se impune emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de 6 luni de zile. Sigur că dacă în baza chestiunii din trecut încep tot felul de scandaluri și totuși agresorul de fapt nu a mai recidivat, nu poți să faci cerere la instanță pentru emiterea unui ordin de protecție, trebuie să ai probe clare că persoana respectivă a recidivat. Mergând pe celălalt palier, există și posibilitatea ca acest ordin de protecție să fie cerut în mod nejustificat. Riscă ceva o persoană care face acest lucru? Păi haideți să ne uităm. Dacă sunt la 112 în mod nejustificat, primește amendă. Pe de o parte. Pe partea cealaltă, ordinul de protecție rămâne la latitudinea polițistului. Deci tu vii și expui o anumită situație care, dacă la un moment dat să spunem că nu se confirmă și totuși polițistul, pentru a fi sigur că lucrurile sunt așa, emite ordinul de protecție, poți să fii acuzat, bineînțeles, de abuzul de drept se numește, adică folosim niște pârghii legale mai degrabă pentru a abuza de ele și evident că poți să suferi niște repercusiuni de natură civilă și de ce nu și penală în condițiile în care dai niște declarații false în fața organului de urmărire penală, pentru că violența în sine și emiterea ordinului de protecție nu înseamnă doar atât, înseamnă că dacă te-a și lovit, dacă te-a agresat fizic, acolo putem să vorbim de vătămare corporală, de lovire alte violențe sau cine știe ce altă situație. Deci dacă tu vii și dai informații false, pentru că au mai existat persoane care s-au autovătămat și au dat vina pe soț, pe și soție, că au existat și situații de genul acesta, evident că acolo ți se deschide dosar penal și la rândul tău ești cercetat pentru minciunile pe care le-ai spus. Spuneați chiar la început că nu avem nici infrastructura necesară pentru a face verificările de rigoare în acest moment. Totuși, polițiștii au dreptul să intre în locuința familiei pentru a se asigura că este îndeplinit ordinul de protecție. Procedura. Este foarte interesant, pentru că până la modificarea de acum câțiva ani de zile, poliția venea, stătea la ușă, se uita la tine. În baza rezoluției violenței în familie, polițistul are dreptul să intre în imobil, are dreptul să imobilizeze persoana agresivă și are dreptul să-l și evacueze odată cu emiterea ordinului de protecție. Deci, teoretic, când vine vorba de violență în familie, se poate, să spunem așa, nu ascunde, dar folosi polițistul de această prerogativă și poate intra în casă. V-aș aduce aminte o chestiune dezbătută larg, la dezbaterile astea am asistat aproape un an de zile, cazul Caracal, unde spuneau că nu puteau să intre procurorii, ba da, din contră, și polițiștii puteau să intre, n-aveau nevoie de mandat de arestare, n-aveau nevoie de mandat de percheziție, puteau să intre acolo justificând, spre exemplu, că au auzit niște zgomote puternice, abuzând de acest drept într-adevăr, dar poate că salvând în același timp niște vieți.
Da, și iată că ei nu știau asta sau, mă rog, probabil că erau și alte interese la mijloc. Pe finalul discuției noastre, domnule avocat, aș mai fi vrut foarte multe lucruri să vă întreb. Vreau să știu atât dacă acest ordin de protecție este valabil doar pe teritoriul României, odată ce el este emis, pentru că sunt foarte multe cazuri în care victimele chiar doresc să schimbe cu totul palierul și se mută în altă țară, dacă acolo mai pot fi urmărite, și adăposturile, dacă sunt o soluție pentru victimele violenței domestice. Din nefericire, eu știu două adăposturi, mama și copilul, spre exemplu, care arătau îngrozitor. Și atunci nu știu dacă poate fi o soluție asta. Sigur, sunt și adăposturi care au funcționat corespunzător. Nu cred că sunt toate la fel, dar cele două pe care le cunosc eu arătau deplorabil. Ordinul de protecție nu se limitează aici la teritoriul României, se are o aplicabilitate internațională atâta vreme cât el este tradus, pus în aplicare și în celelalte state membre. Există procedură și pentru acest lucru, atâta vreme cât ai interdicție să te apropii de o persoană, nu trebuie să te apropii nici aici în România și nici în altă parte, și evident că pe baza acelei hotărâri emise de către instanță, ea poate fi tradusă și pusă în aplicare oriunde. Da, vă mulțumesc pentru prezența de astăzi, domnule avocat. Sperăm că am tras un semnal de alarmă. Asta ne propunem de foarte multe ori, de aceea am și repetat acest subiect. Cu mare drag vă aștept și într-o emisiune viitoare, pentru că știu că vă confruntați cu foarte multe cazuri foarte interesante și cred că ar trebui puse și ele în vederea telespectatorilor, ca titlu de exemplu și ca pași pe care trebuie să îi urmăm pentru a nu ajunge în situațiile respective. Vă mulțumesc pentru azi. De asemenea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Așa cum spuneam și mai devreme, am tras un semnal de alarmă. Este foarte important să ne expunem problemele. Legea încearcă să fie de partea noastră. Mai avem câteva probleme care ar trebui rezolvate cumva, dar se lucrează și la asta. E important să ne schimbăm mentalitatea totuși. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi așadar. Până data viitoare, numai bine!